Roman, excelentă pasă pe culoar, Casio așteaptă undeva în mijlocul careului, Roman intră și șutează gol! Rapid! Este 1-0 pentru Rapid, gol marcat de Mihai Roman. Este 1-0, să revedem însă pasa extraordinară dată de Ovidiu Herea. Extraordinar, iată-l pe Mihai Roman, a ridicat capul, s-a uitat căutându-și un coechipier, după care a șutat perfect la colțul scurt, lăsat neapărat de Huțan. E drept greu de parat astfel de lovituri din 4-5 metri. Era ultimul care trebuia să o facă, principalul vinovat mi se pare a fi Mendy la această fază, s-a mânat greșit. Rapid, ne aflăm în minutul 69 al acestei partide, iată reluarea acestei faze. Cu o primă minge retrimisă în careu către Herea, cel care înscrie, e adevărat, execuție superbă, dar și cu largul concurs al portarului Huțan. Da, parcă a fost curentat de balon Sebastian Huțan, însă o greșeală mare în defensiva Universității Cluj. Echipa care a câștigat ultimele trofee cu el în calitate de manager general, Rapidul aproape de 3-0 pe care reușește Zburlea. Gol Sabrin Zburlea, cel care sparge gheața în sfârșit pentru formația giuleșteană și marchează primul său gol în Vișiniu în Liga 1. Așa cum spuneau colegii noștri, va fi pregătită din postura de antrenor principal de Ionuț Badea. Din nou, Huțan nu calculează bine amplitudinea acelui balon. Herea șutează în blocajul lui Silag, iar Zburlea dă dovadă de un calm prețios britanic și reușește o diagonală în forță pentru primul gol, într-adevăr, în tricoul Rapidului. 3-0 scor de forfet. Exact ce spuneam mai devreme, 2-0 un scor periculos. La 3-0 totul 3-0. Este ok. Oricum, cred că Matache va avea o săptămână intensă, pentru că la ce cadouri le-a făcut...